Și revenim oarecum la ploaie, pentru că plouă și cu măsuri fiscale începând de astăzi. Luna octombrie a venit cu o lungă listă. Da, vizați în special sunt pensionarii. Peste 2 milioane de vârstnici vor avea parte de majorări, odată ce pragul de impozitare al pensiilor a crescut. Nu vă așteptați însă la sume fabuloase, majorările sunt de până la 100 de lei. Tot de astăzi crește așa, cam cu o brumă, am putea spune, și valoarea tichetului de masă, iar plafonarea RCA se prelungește până la sfârșitul anului. Dar mai multe detalii primim chiar acum în direct de la colega noastră Florentina Lazăr. Florentina, hai să începem cu pensiile, te rog. Bun găsit! Pragul până la care pensiile sunt impozitate cu 10% crește începând de azi de la 2.000 la 3.000 de lei și asta înseamnă venituri mai mari pentru mai mult de 2,3 milioane de pensionari. La o pensie de 2.900 de lei, spre exemplu, câștigul este de 90 de lei, însă această măsură se aplică și pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Spre exemplu, la un venit de 6.000 de lei, câștigul este începând de azi de 100 de lei și tot de azi crește ușor și valoarea tichetelor de masă cu 40 de bani și ajunge la puțin peste 40 de lei. Vești bune sunt și pentru șoferi și asta pentru că plafonarea RCA se prelungește până la finalul acestui an, începând de azi, iar prețurile polițelor RCA rămân plafonate la tarifele practicate de asigurători pe data de 28 februarie 2023. Apare de azi și o taxă a furnizorilor de energie electrică, mai exact 4,5 lei în plus pe gospodărie la un consum de 300 de kWh.